Bun găsit! Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutura, a anunțat că 11 proiecte pentru aducțiuni de gaz metan în peste 30 de localități vor fi finanțate prin Programul Național de Investiții Anghel Salini. Gheorghe Flutura a spus că la ședința Coaliției de Guvernare de luni, la care a participat în calitate de președinte interimar al Partidului Național Liberal, alături de premierul Nicolae Ciucă și prim vicepreședinți, s-a reușit împreună cu ceilalți reprezentanți din Coaliție, PSD, UDMR și minorități, deblocarea Programului Național de Investiții Anghel Salini. Este vorba despre următoarele locații: Adâncata, Hânțești, Fântâna Mare, Boroaia, Bogdănești, Rădășeni, Cornul Luncii, Dărmănești, Pojorâta, Fundul Moldovei, Cașvana, Botoșana, Comănești, Pârtești de Jos, Cacica, Vadul Moldovei, Preutești, Marginea, Horodnicul de Sus, Solca, Arbore, Iaslovăț, Volovăț, Burla, Milișeuț, Liteni, Fântânele, Verești, Udești, Salcea, Berchișești, Drăgoiești și Ciprian Porumbel. Președintele Flutura a adăugat că aceste proiecte au fost preluate de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care au fost depuse pe programul operațional Infrastructură Mare și trecute pe programul Anghel Salini, ca proiecte mature. Aceste 32 de localități au în vedere 972 de kilometri de rețea de gaze naturale, 48.053 de branșamente, valoarea fiind de circa 198 de milioane de euro. Șeful Administrației județene a precizat că în același timp guvernul a majorat sumele alocate programului Anghel Salini de la 50 la 65 de miliarde de lei, din care 5,5 miliarde de lei pentru 105 proiecte de gaz metan, unde sunt incluse și cele de la Suceava. Gheorghe Flutur a amintit că localitățile Vama, Frumosu și Vatra Moldoviței au primit aprobare prin programul operațional Infrastructură Mare pentru extinderea rețelei de gaz metan.